Mesaje false ale unor escroci în numele ANAF. O nouă înșelătorie a apărut în mediul online. Mai mulți indivizi se dau drept personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și trimit mailuri frauduloase. Adresa de e-mail, care la prima vedere pare oficială, nu aparține instituției. Mai mult ANAF s-a sesizat și avertizează oamenii să nu cadă în plasă. Mesajele conțin informații înșelătoare sau linkuri periculoase care pun în pericol securitatea datelor, cum ar fi cele cu caracter personal și inclusiv cele bancare. ANAF avertizează că nu solicită niciodată informații personale prin e-mail. Interacțiunile oficiale sunt realizate numai prin intermediul spațiului privat virtual, o platformă securizată sau prin poșta română.